Alocațiile de stat pentru copii au fost majorate. Guvernul a adoptat marți, 19 februarie, o ordonanță de urgență prin care alocațiile de stat pentru copii au fost majorate. Astfel, începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe 2019, quantumul alocațiilor de stat pentru copii va fi următorul. Începând cu 1 martie 2019, copiii cu vârsta de până la 2 ani vor primi 300 de lei lunar. Aceea sumă va fi acordată și pentru copiii cu dizabilități până la împlinirea vârstei de 18 ani. Tot de la 1 martie, cuantumul alocației lunare pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani va crește la 150 de lei. Această sumă va fi acordată și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional până la finalizarea acestor studii. Măsura a fost luată ca urmare a deciziei Parlamentului României de suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale cu suma de 2,13 miliarde de lei în vederea majorării alocațiilor de stat pentru copii prin legea bugetului pe anul 2019.